Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vorbim astăzi despre Sfânta Cruce, pentru că ne apropiem de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și suntem, așa, după prima duminică, știți, sărbătoarea e încadrată de două duminici, una de dinainte și alta de după, o sărbătoare, iată, care pune accentul mai mult decât într-o singură zi, în mai multe zile, pe cruce. Și când spunem cruce, ne gândim la mai multe lucruri. În primul rând, ne gândim la persoana Mântuitorului Hristos care s-a răstignit pe cruce. Ne gândim la obiectul material, din lemn. Dar acum crucile sunt și din alt fel de material. Ne gândim la semn, pentru că ne însemnăm cu crucea. Ne gândim la simbol, pentru că crucea este simbolul creștinismului. Dar ne gândim și la un fel de a viețui sub semnul crucii. Sau am putea zice în duhul crucii. Încercăm să cuprindem în dialogul de astăzi toate aceste semnificații, valențe ale cuvântului cruce și nu numai ale cuvântului, ale realității crucii, care e centrală pentru viața creștină, și o facem alături de părintele Cristian Trandafir, care este parohul unei biserici din București închinată crucii. E vorba de Biserica Sfântul Vasile cel Mare de pe Calea Victoriei, care are și hramul Înălțarea Sfintei Cruci. Părinte Cristian Trandafir, bine ați revenit la noi, la Trinitas TV. Mulțumesc, bine v-am regăsit, numită de altfel și Biserica Sfintei Cruci. Biserica Sfintei Cruci. Hramul acesta al Sfintei Cruci are ceva mai nou. Inițial, biserica a fost a Sfântului Vasile cel Mare, nu? Sau... Într-adevăr, hramul istoric al bisericii este hramul Sfântul Vasile cel Mare, un hram pe care l-a purtat trei sfinte altare pe același loc. În schimb, hramul Înălțării Sfintei Cruci l-a dăruit Părintele Patriarh după 2010, de când am început să organizăm pelerinajul Calea Sfintei Cruci Scară către Cer, și, bineînțeles, am întocmit oracul în care stă cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se găsește în România. Da. Deci și anul acesta va fi o procesiune pe Calea Victoriei cu crucea, sau să explicați-ne. Pentru că ziceți din 2011 se întâmplă această procesiune cu crucea în jurul bisericii pe care o păstoriți. Să precizăm așa cam pe unde este biserica, nu departe de muzeul Enescu, de fapt vis-a-vis de muzeul Enescu, nu? De acea clădire frumoasă cu lei, cum îi se spune. Mai încolo puțin este Academia Română, pe partea cealaltă a străzii, deci pe Calea Victoriei suntem, da? Biserica se situează aproape de Piața Victoriei, pe Calea Victoriei, nu departe de guvern și, bineînțeles, vis-a-vis de Muzeul George Enescu. Este prima biserică cum se intre din Piața Victoriei, pe Calea Victoriei, pe partea stângă. Este străjuită de o cluponiță prin care se intră în curtea bisericii și, bineînțeles, o bisericuță recent restaurată sau consolidată, și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în continuare să facem lucrurile care se... Vorbiți-ne puțin despre procesiunea de anul acesta. Când va avea loc? Cum? Pe unde? Anul acesta procesiunea va fi tot în sinteză, ca și anul trecut, pentru că sunt foarte multe lucruri. Noi aici de fost avem imagini de anii trecuți. De anii trecuți, da. Într-adevăr, cred că se impune să facem mai multe eforturi și să depășim obstacolele care ne stau în față pentru a reedita pelerinajul de pe Calea Victoriei. Totuși, nu este ușor, pentru că trebuie să fie congruente mai multe forțe, atât locale, cât și, să zicem, ale administrației publice, și sigur că toate aceste lucruri trenează uneori, însă le vom organiza probabil mai bine de la anul. Anul acesta vom organiza totuși această procesiune în sinteză, cu lemnul Sfintei Cruci și cu racla în care sunt aduse deja la biserica noastră moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, în jurul bisericii, reamintind și, bineînțeles, în aceeași formulă, cu rugăciunile și cu cântările și cu tot ceea ce se întâmpla în pelerinajul mare. Numai că spațiul va fi mult mai restrâns. Da. Și toată această manifestare în afara spațiului eclezial, spațiului sacru, în cinstea crucii, sâmbătă seara sau când va avea loc? Nu sâmbătă, cu o zi înainte de Înălțarea Sfintei Cruci, miercuri? Când? Miercuri seara vom organiza
slujba de priveghere, care începe undeva în jur de ora 17, cu vecernia, litia, acatistul Sfintei Cruci, procesiunea, cuvântul de învățătură și, bineînțeles, toate celelalte câte se vor mai adăuga referitor la această acest eveniment și în funcție de credincioșii care vor fi participanți la biserică până seara târziu. Apoi, pe 14 septembrie, joi, vom oficia utrenia, la sfârșitul căreia se va scoate lemnul Sfintei Cruci din Sfânta Raclă. Liturghia va fi săvârșită de preasfințitul Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Părintului Patriarh și, bineînțeles, sperăm noi ca și credincioșii să fie binecuvântați, așa cum s-au obișnuit în fiecare an, cu acest lemn al Sfintei Cruci. Deci, alături de lemnul Sfintei Cruci, care se află de câteva sute de ani, nu? În București, în biserica dumneavoastră, vor fi anul acesta și moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, care are moaștele întregi, cea mai mare parte din moaștele sale sunt la mănăstirea Hozeva, nu? Din acolo unde a trăit în ultima parte a vieții Sfântul Ioan Iacob. De unde sunt aduse o părticică din moaștele sale? De unde i-a adus această părticică? La noi în țară se găsesc, cred că, în trei locuri părticele sau fragmente mici din moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. În primul rând, foarte puțin la Patriarhie. Darul Patriarhului Ierusalimului către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și cu un epitrahil cu care a slujit Sfântul Ioan. O altă părticică a fost adusă din momentul în care a fost coborât Sfântul și s-a participat la, slujba de coborâre și de canonizare, probabil mai târziu, care se găsesc la mănăstirea Chiajna Giulești, și o altă părticică pe care am înțeles că a primit-o chiar Părintele Patriarh și se află undeva la Iași. Despre Sfântul Ioan Iacob o să mai vorbim puțin, pentru că sunteți și pregătit cu o carte de poezii, știm că a scris. Sfântul Ioan Iacob, ca să precizăm pentru cei care poate nu știu, dar cred că sunt puțini aceia care nu știu, e un sfânt din secolul 20, român, care a trăit la locurile sfinte și a devenit sfânt la locurile sfinte. Cum ziceam, în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, acolo și-a încheiat viața și a intrat în veșnicie. Acolo îi se află și moaștele. Un sfânt cu o harismă poetică, să zicem așa, a scris versuri într-un stil popular. O să ne citiți câteva poezii la un moment dat, dar aș vrea totuși să deocamdată să rămânem la Sfânta Cruce, la această sărbătoare prin care noi ortodoxii cinstim acest, putem să-i spunem, obiect, altar, gest. Până la urmă, semnul Sfintei Cruci, în primul rând, crucea este semnul marii iubiri a lui Dumnezeu. Și ar trebui să remarcăm faptul că, înainte de a se urca pe cruce, Hristos vorbește de cruce. Și nu vorbește de cruce așa cum sunt tentați unii astăzi să vorbească, ca despre un instrument de tortură, așa cum era în vremea lui, vorbește despre cruce ca despre o atitudine demnă de a fi luată în seamă, când ne îndeamnă pe noi să ne luăm crucea și să-L urmăm pe El. Aș vrea să ne explicați puțin cam ce înseamnă să porți crucea așa cum ne îndeamnă Iisus Hristos. Aș vrea să fac o referire la Evanghelia din duminica dinaintea Sfintei Cruci. Convorbirea cu Nicodim, da? Convorbirea cu Nicodim. Acolo Mântuitorul Iisus Hristos face o paralelă foarte interesantă între șarpele care de aramă, care a fost pus pe un stâlp în forma Sfintei Cruci, la care trebuiau să se uite cei mușcați de șarpi veninoși și, bineînțeles, care se aflau pe moarte. Deci aceia trebuiau să uite să privească la șarpele de aramă, amintind de corpul acesta omenesc, plin de suferință și de păcat,
Și totodată Hristos amintește de faptul că Fiul omului va fi înălțat pe cruce. Deci există, iată, deja o paralelă când noi privind la Hristos cel răstignit și înviat. Noi ne temăduim de bolile noastre sufletești, trupești, de patimile și de rănile noastre profunde. Oare de ce Hristos ne invita să privim la El și să-i urmăm Lui? Prima dată ne invită să-L privim, să înțelegem lucrările jertfitoare și mântuitoare și apoi ne cheamă ca să-L urmăm. Îndeopște, omul trebuie să își asume tot necazul, să-și recunoască și apoi să înțeleagă de ce trebuie să se jertfească. Pentru că dacă nu înțelege jertfa de sine și nu înțelege ce să jertfească sau cum să stea pe cruce, atunci nici nu poate să-i urmeze Lui. Pentru aceasta Mântuitorul Hristos ne provoacă pe fiecare dintre noi să privim în adâncul vieții noastre, pentru că fiecare dintre noi avem o cruce a suferințelor noastre interioare, indiferent de natura ei, că este familială, că este profesională, că este socială, că este o boală, că este o încercare, că este o ispită, că orice ar fi. Mântuitorul Hristos ne învață că urmarea Lui este singur remediu și ieșirea din capcana întinsă de vrăjmașul sau șarpele inteligibil, adică diavolul. Așa încât crucea nu simbolizează altfel decât un standard care te ajută să renaști și te învață că suferința este de purtat prin demnitatea crucii și că prin asumarea aceasta a iubirii smerite, fără de ego, neegoistă, atunci poți să dobândești mila și ajutorul lui Dumnezeu. De fapt, crucea este calea care se opune egoismului. Pentru că a te sacrifica, Mântuitorul Hristos ne-a arătat-o la nivelul acela absolut. Fiecare e chemat în dreptul lui să facă mici sau mari sacrificii, adică să-și poarte o mică sau o mare cruce, tocmai ca să se înfrângă pe sine și să-și diminueze cât mai mult egoismul, pentru că egoismul este cel mai mare dușman al crucii, am putea spune. Nu? Pentru că cine se iubește pe sine, nu e capabil să nici să se sacrifice, nici să-și poarte crucea, nici să se uite la ceilalți cu iubirea cu care s-a uitat sau pe care ne-a arătat-o și ne-o arată Dumnezeu nouă. Pentru că sensul vieții creștine, ăsta este, să meargă pe urma pașilor lui Hristos, să fie ca El, să-i urmeze calea și să ajungă la El, la Dumnezeu. Deci, ideea este, ca să înțelegem foarte clar, lupta noastră, crucea noastră, este lupta cu propriul egoism. Și ducem cu bine această cruce dacă reușim să nu fim egoiști. Aș vrea să vă dau un exemplu pragmatic, chiar din viața Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Pentru că viața lui a fost o nesfârșită cruce. Uh-huh. Sau am putea să spunem un șirac de cruci care s-a încununat printr-o jertfă de sine în peștera Sfintei Ana. Mai întâi de toate, din viața lui observăm că el rămâne orfan la 6 luni. Tatălui Maxim moare pe când el avea 2 ani. În război, în primul război mondial, chiar numele tatălui Maxim se află la piciorul Catedralei Mântuirii Neamului, între eroii care și-au dat viața pentru neam. Bunica lui trăiește câțiva ani până împlinește el cam 10 anișori. Și rămâne și fără bunică. Și de acolo încolo, rudele mai îndepărtate încep să aibă grijă de el, când unul, când altul. Însă, în toată această perioadă, Sfântul Ioan, deși ducea o suferință imensă, ca și copil, să rămâi fără părinți, să rămâi fără niciun ajutor, orfan al nimănui, totuși s-a adumbrit lângă crucea lui Hristos.
Și bunica lui îl punea să citească din viața Mântuitorului Hristos, din Evanghelie și, bineînțeles, din jertfa lui. Acestea linișteau, ascultând la modul în care Mântuitorul Hristos a pătimit pentru noi și cum noi ne regăsim în el. Bunica, care de altfel a rămas să-l crească, deși vrea să meargă la mănăstire. Ei bine, mai târziu, Sfântul Ioan, deși era un elev eminent, a făcut liceul, școala, premiant, cel mai bun elev din școală. Deși avea posibilități culturale și vocaționale deosebite, el nu a ales o facultate, chiar și nici pe acea de teologie, a vrut să se facă călugăr. Foarte interesant este că în viața lui și-a dat seama că le vrea pe cele mai grele și ce mai înalte. Adică a fi monah și a-ți lua crucea, jertfa aceasta din lume, moartea pentru lume și ridicarea la despătimire, nu este ușor. Apoi, săvârșind o perioadă, un stagiu militar după ce a intrat în mănăstirea Neamțu, ca și începător, acolo a fost pus ca infirmier în anii 35-34 pe acolo și a îngrijit cu foarte multă dragoste de bolnavi. De aici începe marea cruce și frumusețe a lui. A început să grijească cu aceea iubire și cu acea smerenie și cu acea milă de ceilalți care poate aveau părinți, aveau rude, aveau aparținători, tot ce trebuie, însă văzându-i bolnavi, îi îngrijea cu toată dragostea. Dorul lui de pustie s-a ridicat la o treaptă și mai înaltă, altă cruce. Și anume a vrut să ajungă la Sfântul Mormânt cu alți doi călugări de la Neamț și acolo, mergând, a rămas la mănăstirea Sfântul Sava, unde, timp de 10 ani, a slujit în ascultări foarte aspre pe lângă mănăstire și foarte mult se nevoia ca și paraclisier, ca și om care se îngrijea tot așa de bolnavi. Pentru că veneau foarte mulți de pe front sau bolnavi arabi și el îngrijea în spitalul mănăstirii. Uh-huh. Foarte interesant că arabii aceia și musulmanii, pentru că erau musulmani acolo, îl iubeau deopotrivă. Deci, iată câtă jertfă făcea și câtă iubire arăta pentru fiecare suflet de om. Și de acolo, mai târziu, a plecat și a stat un an de zile într-o peșteră la Qumran, unde s-a întâlnit cu un ucenic pe care l-a avut până la moarte și de aici a fost luat și prins prizonier și a stat un an de zile pe Muntele Măslinilor datorită războiului. După aceea s-a întors la Sfântul Sava și de aici, fiind hirotonit preot, el a fost dus ca și stareț la mănăstirea Schitul Românesc de la Iordan, dedicat Sfântului Ioan Botezătorul, dar acolo a suferit mult. Și în sfârșit a trebuit să plece de acolo datorită situației care se ajungea în conflict și datorită situației limitate, care constrângătoare. Și așa a ajuns până la urmă la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Hozeva, unde a stat împreună cu acest ucenic în chilia, în, să spunem, peștera unde s-a nevoit Sfânta Ana și unde s-a rugat Sfânta Ana. Dar și aici a avut o mare cruce și o mare nevoință. În tot parcursul lui, toată viața lui, de numai 47 de ani, aproape o vârstă cât a avut și Sfântul Vasile cel Mare, întotdeauna a scris, a iubit foarte mult oamenii, s-a dedicat cu foarte multă dragoste și cu foarte multă milă și întotdeauna a fost receptat cu o dragoste reciprocă care provine din sentimentul acela de ajutor sfințitor. Uh-huh. De aceea, toți românii care treceau pe la dânsul, în toate ipostazele vieții acesteia, primea poezii. Unele vorbesc despre viața lui, altele vorbesc despre virtuți, alte despre cruce și am să citesc câteva poezii despre el, ca și să vedeți ce însemna suferința lui interioară, dar și despre cruce și totuși, pentru că aici am vrut să ajung, și totuși interesant este că el nu a abandonat, nu
s-a demobilizat datorită suferințelor și nu l-a scos vinovat, pentru că oamenii în general au obiceiul să scoată vinovat pe Dumnezeu pentru suferințe din viața lor. Bineînțeles că el a stat acolo iubindu-l pe Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a iubit foarte mult. Și această iubire se vede din marea sensibilitate cu care a fost înzestrat, pentru că e un dar să ai sensibilitatea aceasta poetică și să fii atât de iubitor față de oameni, pentru că nu poți să fii sensibil dacă nu e stânfrățite sensibilitatea și iubirea, mila față de ceilalți, de dorința de a-i sluji pe ceilalți. Sfântul Ioan, da, e frumos exemplu pe care ni l-ați dat și da, se regăsesc mulți în această cale a crucii pe care el a urmat-o așa neîncrâncenat, pentru că într-adevăr avea motive omenești să fie supărat pe viață sau pe Dumnezeu, pentru că a rămas singur pe lume, cum ziceați, dar totuși trebuie să înțelegi că chiar dacă ești singur pe lume, nu ești singur dacă mergi pe calea lui Hristos, aceea cu crucea. Da. Având în vedere că anul acesta este un an dedicat imnografilor, da, în Patriarhia Română, noi ne-am gândit să-l aducem cu binecuvântarea Părintelui Patriarh la evenimentul acesta legat de înălțarea Sfintei Cruci, datorită faptului că el este un imnograf, un scriitor, un poet și este unul român. Sigur că sunt pomeniți cei mai mari în anul acesta, ne referim aici la Sfântul Andrei, care a scris canonul Cretanul, care a scris canonul de pocăință, sau la Sfântul Cosma de Maiuma, sau la alți sfinți care sunt, să zicem, repere pentru... Care au scris texte liturgice pe care le cântăm noi în slujbe, da, până astăzi. Da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc acum o primă poezie și vorbind o să le citești pe cealaltă despre... despre cruce, înțelegând prin aceasta suferința lui, crucea lui interior. Mm-hmm. Prima se numește Micul Orfan. E ziua învierii și clopotele trag. Bătrânii stau pe prispe, iar unii stau în prag. Cei tineri și copii, ieșind gătiți la drum, se duc ca să ciocnească la cimitir acum. Mireasma cea de taină a Sfintei Sărbători se simte din tămâie, din iarbă și din flori. Livezile se îmbracă într-un frumos veșmânt și toate par acum mai nouă pe pământ. Aproape de altarul bisericii de lemn, un copilaș aduce făclii și un de lemn. Sărută Sfânta Cruce la proaspătul mormânt, apoi îngenunchează și plânge suspinând. Când clopotele trag, sună cu dongătul voios, orfanul lângă cruce suspină dureros. Fiind el în durere cu totul adâncit, din sunetul de clopot, un glas a auzit. Nu plânge azi, copile, să nu fii supărat, căci iată, sunt cu tine. Hristos a înviat. Era vorbirea dulce a Maicii din mormânt, gonindu-i întristarea din pieptul lui înfrânt. S-a ridicat îndată cu sufletul uimit și căuta să vadă pe care i-a grit. Atunci, din altarul cu zidul afumat, văzu zâmbind pe Domnul cu trupul înviat. S-a luminat la suflet de chipul lui cel blând și, lepădând durerea, a zis așa în gând: atunci, dacă Domnul aici a înviat, înseamnă că și mama cu dânsul s-a sculat. Zicând așa cu gândul, s-a închinat smerit și, sărutând mormântul, spre casă s-a pornit. La vatra părintească sta singur, singurel, căci tatălui, sărmanul, murise în răzbel. Dormea la cei de-aproape, iar ziua alerga la casa cea pustie și deseori plângea. Acum de înviere, venind acasă, iar a început orfanul să plângă cu amare. Dar clopotul s-aude la cimitir sunând și iarăși glasul maicii s-aude iar zicând: nu plânge azi, copile, și nu fi supărat. Eu sunt și aici cu tine, Hristos a înviat. De atunci orfanul nostru a încetat cu plânsul și orice clopot sună, îl mângâie pe dânsul. Da. O ilustrare poetică extraordinară a ceea ce înseamnă să-ți asumi crucea sau să-ți asumi ceea ce primești de la Dumnezeu ca traseu în această viață care te duce
Spre veșnicie, da. Vedeți, felul în care te poziționezi la suferință este cheia. Nu felul în care te împotrivești, ci felul în care îți asumi această suferință și o faci, să spunem noi, în același timp, participare a lui Dumnezeu în sufletul tău. E clar că Sfântul Ioan Iacob a avut o viață grea, dar mulți dintre noi nu au așa de grea. Și noi, îndeopște, când zicem cruce, ne gândim, sau să ne purtăm crucea, ne gândim la faptul că să ne ducem cu răbdare suferința și cu demnitate. Dar există oameni care poate nu suferă, sau poate Dumnezeu le-a îngăduit să nu aibă parte de mari suferințe în viața lor. Dar și aceia sunt chemați să-și poarte o cruce. Până la urmă, crucea înseamnă să primești cu recunoștință tot ceea ce ai și să sunt mai multe atitudini care se cuprind în această purtare a crucii. Cred că prima dintre ele este să încerci să asculți sau să identifici voia lui Dumnezeu cu tine și să o urmezi. Nu? Eu aș vrea să vă spun că am ajuns să am o altă părere. Nu există om care să nu suferă. Sunt sigur, pentru că... După cum, nu este om care să nu săvârșească păcat. Dacă săvârșești păcat, întotdeauna și suferi bine ceva. Și suferința, da. Așa că, prin această, să spunem, prin acest mecanism, iată, înțelegem că chiar dacă sunt oameni care, din punct de vedere material, poate nu lipsește nimic, totuși au mari suferințe lăuntrice. Iar suferințele acestea sunt provocate de diferite, să spunem, atitudini, de diferite traume care provin din felul în care trăiești și mai departe. Pentru că, spre exemplu, unii aleargă să se îmbete prin bogați fiind, să se îmbete cu diferite, să spunem noi, fericiri de moment, plăceri, gen droguri și așa mai departe, dar în același timp aduc multă suferință și lipsă în inima lor și îi fac dependenți de această dopamină, între ghilimele, însă nu este un lucru bun. Cea mai frumoasă bucurie pe care poți să o aduci tu, pentru că fiecare om, ca să-și ducă suferința, singurătatea, necazul, lipsa, trebuie să se bucure de Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care te adumbrești lângă cruce, îți mai descarci suferințele tale prin taina spovedanii, prin felul în care te rogi lui Dumnezeu, prin care te rogi sfinților, prin care pui în seamă Dumnezeu suferința ta. Când vorbești cu Dumnezeu, este cel mai bun ascultător al tău. Nu te judecă în primul rând cât ești pe pământ și spui, Doamne, unde mă aflu, am greșit sau n-am greșit sau sufăr de ceva? Tată, unde ești? Și atunci când în singurătatea ta știi să îl chem pe Dumnezeu și să îl chem pe Hristos și spui, Doamne, Iisuse, luminează-mi și mie crucea cu lumina ta cea sfântă. Ajută-mi și mie, așa cum ți-a ajutat odinioară Cireneu pe drum, ajută-mi și mie pe drumul acesta. Mai slobozește un pic jugul acesta al suferințelor mele. Și uite așa, ușor, ușor, Dumnezeu, la fiecare rugăciune și suferință, o mai saltă un pic, ca să o poți duce până la capăt. Interesant este că fiecare lucrare este o lucrare jertfitoare. Fiecare viață trebuie să aibă un pic de jertfă. Fără jertfă nu putem să dobândim cununa veșniciei. Așa că nu trebuie să fugim neapărat de cruce, ci trebuie să știm cum să ne asumăm, să o integrăm, cum să ne raportăm la cruce și felul în care putem să o purtăm cu veselie, cu bucurie. Interesant este că primii creștini în martiriul lor zâmbeau. Iar cei 7 tineri și Daniel, care era în groapă, dar cei 7 tineri care au fost puși în cuptorul cel de foc, de ce au reușit să nu fie arși? Pentru că săltau de bucurie în rugăciune. Pentru că se rugau cu atâta fierbânțeală și cântau. Cântau și se rugau. Și aceasta a făcut să aducă harul lui Dumnezeu în așa fel încât să fie protejați în acel vițel arzând. Iată că crucile noastre pot fi ușurate de Dumnezeu. Pot fi integrate
și bineînțeles că ele ne sunt ajutor spre veșnicie. Și aș vrea să vă citesc de o poezie a Sfântului Ioan Iacob care se numește Pe drumul crucii mele. Ajută-mă, Stăpâne, Doamne, să merg și eu pe-al crucii drum, căci largă mi-a fost calea vieții, pe care mers am până acum. Când sub a cruce greutate îmi va slăbi grumazul meu, atunci trimite-mi ajutorul, ca oarecând pe cerineu. Aproape de sfârșit, Stăpâne, când chinul este mai amar, să aud și eu făgăduința rostită către cel tâlhar. Să am și eu o mângâiere, părtaș să fiu la cina ta, precum erai la răstignire cu tatăl într-o slava sa. Precum vedeavai atunci pe maica, aproape lângă cruce stând, să văd și eu pe lângă mine, pe păzitorul meu cel sfânt. La despărțirea pământească, primește-mi sărmanul duh, ca nu cumva să aibă silă la vame și ce din văzduh. Apoi, mergând la judecată, să fii prea milostiv atunci, să nu mă osândești, Stăpâne, în focul veșnicilor munci. Da. E o rugăciune. E rugăciunea pentru, pe care o putem citi din cartea de poezii a Sfântului Ioan Iacob pentru purtarea propriei cruci. Fiecare dintre noi. Interesant este faptul că biserica, în, să spunem noi, a avut o inteligență anume. Și toate aceste versuri și pasaje liturgice care vorbesc despre anumiți sfinți, martiri, au fost practic predicile interzise în, să zicem, Imperiul Persan sau în alte părțiri, mă refer, acolo unde s-au creonat o parte dintre ele sau în alte zone, și le-au integrat. Astfel încât rugăciunea și versurile acestea, cântările acestea ne întăresc. Totodată aduc slavă lui Dumnezeu, Maicii Domnului, și bineînțeles ne pun pe un drum al crucii. Pentru că dacă noi le ascultăm, și aici e foarte interesant, că trebuie să înțelegem cum să le dobândim. Adică, ce ne sunt de folos? De ce trebuie să ascultăm la ele? De ce trebuie să le înțelegem? Și de ce trebuie să le cântăm? Atunci când noi rostim aceste tropare, spre exemplu, la un cuvios, întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel, după chip căci luând crucea, da, ai urma lui Hristos și lucrând ai învăța să nu se uite la trup căci este trecător, te mobilizează. Și bineînțeles îți dă credință. De fapt, întotdeauna avem nevoie de această tărie. Iar duhovnicul nu este altceva de cel care te descarcă și te ajută să devii puternic ca un luptător, ca un gladiator în teatrul acestei vieți. Da. Cu o condiție, zic eu, ca duhovnicul să fie fața aceea iubitoare, nejudecătoare a lui Dumnezeu. Pentru că se poate întâmpla să fie și altfel. Și atunci să ți se pară că Dumnezeu e unul care stă la pândă ca să te pedepsească. Există și această percepție, știți? Asta cred că este o respingere a crucii, a căii crucii. Pentru că dacă o accepți, nu poți să vezi la capătul acestei căi decât un Dumnezeu care și-a trimis Fiul să se sacrifice. Și aceasta e o mare iubire. Nu poate fi alta fața lui Dumnezeu. Să ne gândim la modul în care judeca Mântuitorul Hristos oamenii, cei păcătoși pe care îi vindeca. Se ducea în taină și le spunea, dragul meu, pentru aceasta ai păcătuit. Te vindec. Dar să nu mai săvârșești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Întotdeauna păstra o taină. Chiar și pentru femeia desfrânată. Nu expunea oprobiul lui public.
nici pe aceea care a fost prinsă în flagrant și trebuia să fie ucisă cu pietre. Chiar și atunci Mântuitorul Hristos, foarte atent, a gestionat lucrurile, scriind păcatul fiecăruia pe nisip, nu l-a reclamat. Și fiecare văzând că s-a apropiat să dea cu piatră, văzându-se descoperit, lăsa pietra și se retrăgea. Dar Mântuitorul Hristos, aici este taina lui Dumnezeu, că El își asumă suferința noastră. El o percepe și ne înțelege. Știe neputința ferii noastre și atunci suferă împreună cu noi. Și când iubești pe cineva și suferi împreună cu el, nu-l mai cerți. Dar când nu-l iubești, îl cerți. Ca și cum ar fi din afară. Exact precum fariseii de altădată, știți? Era și o vorbă că cei care sunt farisei și cărturari, sigur că aceia judecă în primul rând pe Hristos. Hristos este cel care încearcă să ne răscumpere din suferință. Și atâta vreme cât suntem în viața aceasta, în primul rând trebuie să folosim iubirea milostivă și, bineînțeles, dragostea, înțelegerea. Pentru că, în definitiv, spune Mântuitorul Hristos, cine mă va iubi mai mult? Acesta care mi-a iertat mai puțin sau celui care mi-a iertat mai mult? Deci, mentalitatea divină este aceea de a ierta mai mult pentru ca să fie iubită mai mult. Pentru că asimilăm cuvântul cruce sau purtarea crucii cu suferința, aș vrea să ne referim puțin și la alt tip de asumare a crucii. Există o cruce a sărăciei, să zicem, o cruce a bolii. Există o cruce a neînțelegerii cu cei dragi, a unui soi de conflict al neiubirii, până la urmă, o cruce a neiubirii. Dar există și o cruce a părintelui pentru educația copilului lui. Cred că astăzi se confruntă foarte mulți cu această cruce, pentru că e vorba de o lume în care trăim, în care cei mai mulți părinți lasă educația în seama școlii și copiii, e clar că au o carență de educație, pentru că se întâmplă să o ia pe căi greșite, tocmai pentru că părintele nu e foarte aproape de el. În lumea în care trăim, aceasta trepidantă. Dați câteva sfaturi în legătură cu asta. Cum să-și poarte crucea cu demnitate și bine părintele cu copiii pe care trebuie să-i crească. Când ai copii și știi că trebuie să plece undeva, porți un pic un inimă, un sfâșet. Și atunci, când trebuie să pleci, spui, dragul tati, draga tati, ai grijă pe drum ce faci. Și întotdeauna părinții și bătrânii te deau sfaturi. Să ai grijă de tine, cum să te comporți, de ce să te ferești, la ce să te abții, ce să faci. Când mergi la școală, să nu pierzi vremea degeaba. Să te concentrezi acolo și să fii împreună cu profesorul într-o comuniune. Să simtă că te interesează. Concentrează-te la ceea ce ai nevoie. Toate aceste sfaturi înseamnă o educație. Dar, spune Sfântul Vasile cel Mare, atrăgând atenția asupra responsabilității părinților, zicând așa, vai părinților, care nu se îngrijesc de copii și care nu învață de Hristos Dumnezeul nostru, de Evanghelia sa, că vor pătimi mai mult decât tâlharii care au luat sufletul sau trupul cuiva. Pentru că tâlharul poate să-ți ia viața, dar sufletul poate merge în rai. Pe când tu, ca părinte, dacă nu te îngrijești de el, poți să participi la moartea lui sufletească, care este mai rea decât moartea trupească. Așadar, viețuirea aceasta frumoasă și, bineînțeles, merindele de drum le primesc întotdeauna la părinții. Merindele de drum sunt, în primul rând, raporturile dintre a face și a nu face. Asta este bine pentru tine? De asta să te ferești. Și atunci, bineînțeles, că copilul trebuie să aibă niște, să zicem,
metode prin care el să poată să revină întotdeauna acasă. Iar acasă nu poate să revină decât dacă este un om spiritual. Fiul rătăcitor, când a părăsit casa părintească, a părăsit-o cu tot ceea ce avea nevoie de la tatăl, ca să nu uite că în casa lui era cel mai bine. El s-a întors la tatăl, nu pentru faptul că nu mai avea nimic, ci în primul rând știa că la tatăl meu și slugile mănâncă mai bine. La tatăl meu era mai bine. Adică el se simțea mereu în confort. De aceea, momentul în care, spre exemplu, un fiu, un copil creșește, care e cel mai mare dar pe care îl faci copilului? Înțelegerea. Dragul meu, dar ce ai pățit? Și atunci el știe că primul care îl înțelege este tatăl sau mama. Dacă părinții nu înțeleg prima dată copiii și nu-i ascultă, atunci unde vor găsi acea alinare, acea, să zicem noi, înțelegere? Pentru aceasta este foarte important să ne facem timp să-i ascultăm și din când în când să le mai presurăm câte o, să spunem, câte o pastilă duhovnicească sau câte o pastilă, să spunem noi, administrativă sau câte o pastilă de cunoștințe pe care el trebuie să le ia cu el în viață. Cel mai bune lucruri pe care le poate dobândi un copil de la părinții săi nu sunt lucrurile materiale, ci lucrurile de suflet, lucrurile care îl pot zidi, lucrurile care îl pot face să rămână în picioare chiar și atunci când e îngenunchiat. Adică în momentele cele mai dramatice el trebuie să știe care o coloană vertebrală formată dintr-o credință solidă. Și atunci va putea trece peste toate momentele dificile din viața lui. Și atunci când, să zicem că părintele nu reușește, pentru că se întâmplă să nu reușească, că sunt cazuri în care copiii o iau pe căi greșite, calea părintelui este totuși să se așeze și în genunchi, nu? Pentru că ce n-a putut el să poată sau să ceară să poată să facă altcineva de sus. Întotdeauna smerenia, chiar dacă poate sunt, să spunem, familii mai slab pregătite intelectual, dar nu asta este problema. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a lăsat în lume medicamente de care avem nevoie. De aceea sunt atâtea biserici deschise pentru ca, mergând la slujbă, să zică: părinte, dă-ne un cuvânt de învățătură. Ce ne-ar trebui nouă? Uite, am pătimit așa cu fiul meu sau cu fiica mea. Să spună un cuvânt de întărire în legătură sau particularizat pe nevoia copilului. Dacă noi știm și avem această raportare firească, perenă, de a merge la biserică, de a merge la slujbe, de a ne ruga, evident că vom și avea răspunsurile. Dumnezeu nu ne lasă. Și iată că în lume Dumnezeu, când trimite un suflet, un copil, nu lasă mai cu părinții după trup. El îi dă și părinți spirituali. Nași. Adică de o parte se îngrijesc părinții de trup, de o parte părinții de suflet. Dar împreună, sigur că da, îl veghează și îl coordonează pe copil și întotdeauna atât părinții după suflet, adică nașii, cât și părinții trupești, au datoria să aducă o învățătură. Cea mai frumoasă lucrare pe care o face omul pe pământ pentru fiul său este să-i spună un lucru frumos. Dragul meu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi să ai o zi minunată. Oriunde vei merge, să fii bun și luminos. Tu astăzi, orice lucru vei întâmpina, cu ajutorul Dumnezeu, îl vei rezolva. Și atunci, cu această binecuvântare, cu această încredere, cu siguranță că copilul pleacă la drum și știe că are binecuvântarea, dar și programul. Tu astăzi vei învinge. Și cuvintele astea, simt nevoia să adaug, cuvintele astea trebuie să fie totdeauna pe un suport al unui exemplu pe care părintele îl oferă. Adică dacă părintele dă sfatul fii bun, neapărat trebuie să fi văzut la părinte bunătatea. Pentru că dacă nu, atunci sunt cuvinte goale.
fără îndoială că trebuie să aibă o acoperire în fapte. Și totuși, îl avem exemplu pe Hristos. De aceea, icoana Mântuitorului Hristos și a Maicii Domnului, dacă sunt în fiecare casă, ele sunt cele mai importante repere din casa respectivă. Fiul meu, să privim împreună la Hristos, să nu îngenunchim împreună la El. Maicuță Sfântă, Tu ne-ai văzut și obiceiul și necazul. Ajută-ne precum știi. Nu ne lăsa pre noi smeriți și păcătoși. Iată că întotdeauna putem să avem, să spunem, icoane care să ne fie nouă imagini de urmat. De aceea, în casele de altă dată, pereții erau ca niște chilii. Adică erau pline de icoanele sfinților, care erau moduri prin care își raportau viața. Mă păzesc de aia și de asta la altă. Auzi la Sfântul Cutare, auzi la Sfântul Ioan, auzi la Sfântul Haralambie, auzi la Sfântul Trifon, auzi la oricare Sfânt, Sfântul Gheorghe. Și din fiecare viață și eveniment care s-au întâmplat acolo, deprins foarte multe învățători. De aceea și astăzi este foarte frumos ca să facem din casele noastre, chiar dacă nu este modern după unii, dar foarte frumos un perete să-l avem dedicat veșniciei. Sau un colț de un altar. De obicei, cel spre răsărit, nu? Cel spre răsărit. Și atunci vom avea, iată, și calea, și drumul, și ne vom aduce aminte că acești sfinți se regăsesc în biserică. Și iar revenim la duhovnic. Și iar mai spunem una, și iar mai spunem alta. De multe ori nu reușești să rupi racila necazului de prima dată. Dar fiind și rămânând pe drumul bisericii și al crucii, cu siguranță că nu te va lăsa Dumnezeu până în sfârșit. Mi-aduc aminte de un exemplu sugestiv, un copil pe care era al unor sărani și pentru că plângea când era mic, îi punea un pic de țuică în lapte. Și el, săracul, a asimilat alcoolul și a crescut așa cu el, dă-i. Și la un moment dat, crescând mare, el era dependent. Și n-a mai putut să mai facă viața cum ar fi vrut. Cum ar fi fost normal. Dar cu toate acestea, el era conștient și s-a dus la mănăstire și s-a făcut monah în Sfântul Munte. La sfârșitul vieții, vine vrăjmașul și spune, e al meu. Și apare Maica Domnului și spune, ne. Stai un pic, e al meu. De ce? Pentru că a stat toată viața în canon. Și a urmat canonul chiar dacă a pătimit enorm. Da. Eu mai știu o continuare a acestei povestioare atunci când el, de fapt, s-a luptat toată viața cu această dependență și reușise până la urmă să bea foarte puțin, dar tot. Tot se amețea pentru că era totuși dependent. Era un alcoolic. Și când a murit, toți răsuflând ușurați, starețul a luat cuvântul și a spus: voi ați văzut un păcătos în el, dar Dumnezeu a văzut un luptător. Până la urmă, ați asumat crucea înseamnă să și lupți. Adică, de fapt, asta înseamnă să lupți cu tine. Și e altă vorbă faimoasă, zice, cea mai mare victorie pe care o poți repurta este aceea dacă reușești să te învingi pe tine însuți. Asta e capătul crucii, până la urmă. Și un lucru foarte important. Nu trebuie să privești la eticheta pe care ți-o pun alții din exterior. Da, și nu e pentru bine că să lupta, pui etichete ușor. Evident. Pentru că lupta este a ta personală. Și pentru că sufletul tău îl știe cel mai bine doar Dumnezeu. Așa încât niciodată să nu abandonezi, indiferent. Și Sfântul Ioan când stătea în peșteră, mai veneau beduinii pe acolo și mai strigau și mai batjocoreau. Dar nu era nicio problemă asta pentru el. Nu etichetele pe care se le pun alții din afară. Hristos, cum a fost umilit atât de către mai mari din Vechiul Testament, cât și de romani. Și totuși, răbdat. Da. Părinte Cristian Trandafir, suntem aproape de finalul emisiunii. E bine să amintim acum la final, deci miercuri seara, în ajunul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, pe calea Victoriei, sau în preajma Bisericii Sfânta Cruce de pe calea Victoriei,
procesiune cu Sfânta Cruce, cu fragment din Sfânta Cruce care se păstrează în această biserică și de înălțarea Sfintei Cruci, liturghie arhierească. Da? Așa cum este obiceiul din fiecare an, de vreo 13 ani încoace, iată, organizăm evenimente legate de Sfânta Cruce și așteptăm pe toți credincioșii să apară la rugăciune ca să fie bucuria de plină. Și dacă mi-ngăduiți în încheiere, aș mai citi o poezie pe drumul crucei. A Sfântului Ioan Iacob. A Sfântului Ioan Iacob. Ale cărămoașele avem la noi biserică. O altă poezie pe drumul crucii. O altă poezie. Da. De ce te tulburi, Duhul meu, și cauți iar a te mâhni? Nădejdea în Dumnezeu, la El mă voi mărturisi. Te-ai depărtat de fața Lui, dar El te cheamă așteptând să vii în casa Tatălui, pe drumul crucii apucând. De ce rămâi pe gânduri lași? Nu știi pe unde s-a oprit? Întreabă astăzi pe sutaș și el va spune negreșit. Opritul s-a de atâtea ori, de câte ceasuri sunt în zi, să vadă care următori pe drumul crucii vor veni. Apoi văzând că nu mai vii, te-a așteptat pe cruce, sus, și zăbovintul jidovii, oțet și fiere i-au adus. Pe stânca Sfântului Calvar așteaptă tainic el mereu și iarăși, ca și la tâlhar, ți-ar zice, suflete al meu, amin gresc acum și ție, că tu vei fi cu mine în rai, de vei urma de acum mie, lăsându-ți toate câte ai. Tu stai la foc acum ca Petru și când te întreabă cine ești, te prinde frică de sinedriu și pe stăpân tăgăduiești. De nu tăgăduiești cu graiul, tăgăduiești prin fapta rea, căci după cum îți este traiul, așa va fi credința ta. Deci ieși din curtea răsfățării și plângi ca Petru cu amar, ca Dumnezeul îndurării să-ți înnoiască sfântul dar. Da, cuvinte pline de înțelepciune, de sensibilitate, de duh creștin autentic ale părintelui, ale Sfântului Ioan Iacob, oferite acum prin recitare de părintele Cristian Trandafir aici în biserica azi. Părinte, vă mulțumesc. Să aveți sărbătoare frumoasă, liniștită. E o zi mai sobră, o sărbătoare mai sobră, pentru că știm, este zi de post, dar ne bucurăm pentru că prin cruce Dumnezeu ne arată nouă cât de mult ne iubește. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați privit. La bună vedere aici, la Trinitas TV. Numai bine!